Tunelul Atlanticului ajunge până la 250 de metri sub nivelul mării, fiind printre cele mai adânci tunele din lume. Are o lungime de 5,7 km, în cele mai abrupte secțiuni are un grad de înclinare de 10%. A fost deschis circulației în 2009, a fost finalizat în mai puțin de 4 ani.